4.197 de cauze. Atâtea au soluționat în 2014 judecătorii reghineni. Este o cifră mai mare decât anul anterior și mai mare decât numărul cauzelor noi intrate, potrivit bilanțului de activitate întocmit pe anul trecut. În anul 2014 au fost înregistrate un număr de 4.033 de cauze față de anul precedent, 2013, când s-au înregistrat 3.887 de cauze, deci mai mult cu 3,6%. Numărul cauzelor soluționate în anul 2014 a fost de 4.197 de cauze față de 4.108 în anul 2013. Din acestea, 1.376 s-au soluționat în materie civilă, 1.846 în materia litigiilor cu profesioniști, 367 de cauze în materia minorilor și familiei și 608 în materie penală. La finele lui 2014 au rămas 817 cauze nesoluționate, dintre care puțin peste jumătate sunt în materie civilă, iar 132 în materie penală. Calitatea actului de justiție se vede în indicele de desființare a cauzelor, care a scăzut până la 1,57%, după ce aproape 600 de sentințe au fost atacate. Una peste alta, concluziile bilanțului sunt pozitive. La nivelul judecătoriei reghin, eficiența activității în anul 2014 s-a menținut la un nivel ridicat, iar pentru anul 2015 scopul fiind acela de a îmbunătăți sau cel puțin de a menține indicii de calitate și de eficiență înregistrați în anul precedent. Dezideratul acesta poate fi atins dacă se vor asigura resursele umane și materiale necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității specifice instanței de judecată. Pentru buna desfășurare a activității, conducerea judecătoriei va propune administrației locale alocarea unui teren pentru construirea unui nou sediu, întrucât momentan instituția funcționează într-un spațiu privat, iar valoarea chiriei este ridicată. Spațiul în care în prezent instanța își desfășoară activitatea, deci acest imobil este un imobil închiriat, astfel că se impune să fie inițiate demersurile necesare pentru obținerea în folosință gratuită prin atribuire de către Consiliul Local al Municipiului Reghin a unui teren corespunzător ca locație și ca suprafață, iar ulterior să fie demarate procedurile legale pentru construirea unui nou sediu. Bilanțul judecătoriei Reghin pe anul trecut mai arată că majoritatea cauzelor au fost soluționate în termen de până la 6 luni și doar 31 de dosare au avut o durată de soluționare care depășește 2 ani.